Trebuie doar să crezi în tine. Nu am eu, frate, treabă cu nimeni. Nu, eu ți-l bat, jur că ți-l bat. Tot ce visesc, stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vei. Prin puterea dragostei. Mulțumesc vouă tuturor, pentru că doar datorită vouă au reușit să ajung aici. Însă cât îi învăța, va veni și dragostea. Și acum, în momentul în care v-aș certa și a sărit unul altul la bătaie, să spun sincer, Maria râdea pe canapea. Bună și dimineața! Bună, fetelor! Bună dimineața, Adelina! Bună dimineața, Amira! O, neața, se latin! Bună dimineața, clan! Hai, că ați început iar cu vrăjel de-astea! Ce-ai, Romeo? Despre ce clan vorbești? De bun! Te-au tâlpeat, se latin! Se latin, nici că lucrează în aeroport am aici! Îți dai seama, fac semn la avioane! Aterizați aici, că pe aeroportul e mare! Romeo! Da! Despre ce clan vorbești? Ce zici acolo? Clanul Interloc! Clanul, nu știu, Sopran. Cine se simte, am zis și eu clan așa, la plezneală, nu știu. Păi, spune, la cine te referi? Ce faci, Andreea? Bine, Romeo, bine, ești mișto de tine. Ești bine? Nu, se vede, nu se vede că sunt, cât de bine sunt, ia uite. Se vede. Pe zblană. Te-a ținut prea mult Cristina pe Instagram? Nu, pe WhatsApp. Nu, n-am văzut. Bă, bine, Radu! Hai, bă, Radule, îmi bagi, așa e supărat, Andreea. Foarte supărată. Mai bagă, nu, că n-am vorbit, mă, n-am mai vorbit cu Cristina la modul. De când? De azi dimineață? Nu, n-am mai vorbit. Ce? Te cunosc de 10 luni de zile. Niciodată nu te-am văzut așa. Pentru că n-am fost niciodată așa. Dar de ce plângi? Nu plânge. Pur care este timp. Motivul pentru care tu plângi? Anumite persoane au putut să oprească anumite lucruri și n-au făcut-o la momentul potrivit. Și acum cine? Vin și încep să plângă. Plâng ca așa vreau eu, cam mir. Asta ați făcut, nu? Asta este. Eu cred că este vorba despre altceva, Mariano. Și tu știi destul de bine că nu este vorba despre asta. Te știe lumea de 10 luni de zile. Faci parte din sezonul acesta și plângi după 10 luni și nu vrei să spui... Ce mă știe lumea, domnișoara Cristina, că s-a permis să-mi vorbească Marinescu, alun care mi-a vorbit și mi-a creat o imagine foarte proastă. Ți-aduce aminte în Dominicană cum ți-e lăuda, cum crezi că m-am simțit că i-am creat eu reputația aia și imaginea aia lui Mariana? Cum crezi că m-am simțit în momentul în care stăteam în acea gală și el era pe conexiune și vorbea că mi-a creat el mie o imagine? Sunt doar 4 persoane în casa asta. Maria, Marinescu, Alexandru și Codruț. Atât. Te rog să nu plângi, măi aia. Aici, că nu te-ai găsit momentul în care să sufli tu la mine aici. Ce
semnătorii la adresa lui Marinescu și Maria ai trimis tu. Când pui altceva dacă pe primul loc și nu mă pui pe mine, vezi de treaba aia pe ce ai pus-o pe primul loc și lasă-mă pe mine. Momentul în care am vorbit, Alexandra era mult mai importantă. Maria este un nimic în fața mea și de aia nu vorbesc. Aoleu! Era așa că văd. Unde e? Oh, până pe canapea mult. Hai, du-te. Mă duc. Vreau duc cu vrea să-și facă brigada, a spus. Miurlă ăsta, că sunt cu tine. A zis că vrea să mă cumpere pe mine și pe tine. A zis că vrea să-i filmă pentru TikTok soldați de nădejde. De tine și de Maria n-am zis, am zis de ceilalți. Nu mai bate, bă, lângă mine, bă, frate. Ai auzit? Am zis de ceilalți, nu de tine și de Maria. Poftim? Am zis de ceilalți, nu de tine și de Maria. Am zis că vreau... Păi nu mă vrei pe mine, că noi... Să destram brigada. Păi n-ai spus că noi suntem capul. Să rămâneți singuri cu... Vrei să destrami o brigadă invizibilă, Radu? Radu, mă bag la tine în brigadă. O brigadă invizibilă. Da! Așa, deci hai, am deja Romeo, o persoană. Romeo! Cea mai tare în brigadă, Mariana, o pun caporal. Stai așa, să mă duc lângă gâsculița. Cu cine vrei să mai luăm, Radu? Vreau și el aici, păcat. Hai, Alex, te duc. Hai, răsușca mea, zi. Dar nu mă lua în braț. Vreau să te întreb și eu ceva, când mi-a zis... Mi-a zis prietena ta, Cristina, o chestie. Așa, da, scurt. Că în momentul când a venit ea în casă și te-a întrebat tu cu cine ești, care, cum sunteți combinate, tu ai zis cu Romeo și i-a zis, care e Romeo? Că eu nu știu așa, de arată-mă poză. I-a arătat poză și ai zis, pe ce să fac fată, cu cine să stau și eu, că el e cel mai mare. Ca și cum stau și eu cu el, că... Mi-am arătat niciodată o poză cu tine. Sau nu, nu știu cum ai zis-o în contextul ăsta. Nu, a întrebat-o pe Aida, care, cu cine stă Andreea și am zis cu Romeo. Și ea a zis, nu știu care e Romeo, că nu le rețin numele. Asta a fost tot. Adelina, vrei să ne cunoaștem vitreg? Cum vine asta? Ce, Alexandru? Poftim? Poți să ne spui nimic, și să vorbesc, dar m-am răzgândit și am zis că o să vorbesc cu momentul. Sau, de fapt, o să vorbesc și acum, că nu are nicio legătură, nu mă ascund. Și probabil o să mă repet. Dați-vă din cadru, mă! Da, în momentul în care o să vină, probabil domnișoara Cristina o să te întrebe ce ai spus și o să spui. Poți să vorbești. E vorba de faptul că... Mulțumesc, Mariana. E vorba de faptul că ieri spusese că... Băi, mă, frunte odată! Cu Maria. Că nu vrea să o vadă în finală și o să facă tot posibilul și fix în același, în aceea zi începe să vorbească cu Adriana, o ia în camera roșie, că vezi, nu Doamne, este adevărat, poate să fie, Alexandru, nu vezi că comunici mi-a scris după gală. Băi, nu-i probabil ți-o fi scris după gală. Băi, probabil ți-o fi scris după gală. A prins de mine și că a simțit ceva în momentul în care am uitat eu la el sau ceva de genul. Da, a simțit ceva fluturi stomatic. Băi, a pus a întâmplat toate lucrurile astea după gală. E vorba de faptul că se cam pupă. Înțelegi ceea ce a spus ieri, că nu o să lase pe Maria să facă, să câștige finala. Și oarecum venind cu tine și dându-se cu tine și cu sora, nu mai folosi pe Alexandru. Aibă voturile de la tine și automat și votul publicului. Dar ce legătură are? Pentru că el este în casa băieților, nu este în casa fetelor. Poftim? Ce legătură are asta pe Andrei, dacă am Alexandru! Întreabă-l pe Andrei dacă am văzut. Din punctul meu de vedere, tu ești singurul băiat din casă care merită să câștige această competiție. Bună ziua! Nu pot rățele, eu n-am văzut... Ce faceți, fetelor? Stam, domnișoare? Am venit să stau și eu puțin cu voi de vorbă, pentru că am impresia că sunteți cam triste, cam supărate. Și am zis să vă vizitez de două ori astăzi. Oh. Să vedem ce se întâmplă cu voi. Cu cine să încep, cu cine să încep? Cu Alexandra încep. N-am făcut nimic, doamna Cristian. Păi tocmai, ce ai pățit? De câteva zile ești abătută. Nimic n-am bătut. Așa se sunt eu. Se întâmplă ceva acasă. Ei, așa ești tu. Așa sunt eu. Mai. Săptămâna asta așa sunt eu. Te-am supărat eu cu ceva. Nu, de ce? Cu ce sunt? Colegii mei. Nu. Pădruț. Nu. Nu. Cu absolut nimic. Totul e bine.
E sigură? Da? Foarte. Măi, cum să mințim noi așa, Alexandra? Cu zâmbetul pe buze, doamna Cristina, cum fac și alte persoane. Cine face asta? Alte persoane. Codruț. I-am dat nume. Despre el este vorba. Hai să elucidăm o dată misterul. Nu vreau să elucidez nimic. Nu. Dar măcar spune-mi mie ce te apasă. Nimic, doamna Cristina, totul iese bine. Alexandra, te cunosc de 10 luni de zile. Am petrecut alături de tine 10 luni. Ai trecut prin toate stările posibile. Niciodată nu te-am văzut așa. Pentru că n-am fost niciodată așa. Maria. De ce nu vorbiți lucrurile? Lasă-i pe băieți și răutățile lor. Ce ai tu? Vorbesc pe canapa. Eu nu pot să te privesc pe tine supărată. Nu-mi place. Dar nu sunt supărată. Dar? Nu am nimic, domnșoară Cristina. Nu v-a întrebat ce se întâmplă. Eu știu că tu mi-ai zis mereu, de fiecare dată când a fost ceva la mijloc, mi-ai zis. Zim și acum. Dar nu e nimic la mijloc. Nu, chiar nu. De asta e... Nu s-a întâmplat. Nu, domnșoara Cristina, am lăsat persoanele care spun că emisiunea se învârte în jurul lor să vorbesc cu ei și să facă emisiunea. Aaa, despre asta da. Este vorba. Da. Păi, dar nu s-a spus că Marinescu cu ține emisiunea, nu? Mm. Eu o țin, eu o fac. Dar eu n-am nicio treabă. Fire, fițe și figuri. Să o facă. Să vedem ce poate să facă. Aha. Să zicem că tu ai dreptate. Păi, dar asta este adevărul. Din moment ce vine o persoană timp de atâtea luni și stă și spune că fără mine nu se face nimic, fără mine nu se face nimic, păi dar arată că nu se face nimic, nu? Dacă noi nu vorbim și nu comentăm, nu se întâmplă nimic. Fiți atenți, facem un exercițiu de imaginație. Marinescu tace, este într-un con de umbră și îl lăsăm în treaba lui. Voi, dacă nu vorbiți, ce demonstrați? Care dreptate? Nu că demonstrăm nimic, dar am lăsat să vedem dacă într-adevăr el este omul care face această emisiune. Am demonstrat că n-a avut dreptate în momentul în care Marinescu și Alexandra au fost în Dominican. Toată săptămâna am demonstrat că n-a avut dreptate. Și acum ce s-a întâmplat? Lăsăm să vadă lumea că el face emisiunea, nu? Păi lumea își dorește să te vadă pe tine. Își dorește să-l vadă pe Andrei. Fiecare dintre voi aveți fanii voștri. Păi mine mă văd destul cât își doresc ei. Păi, când au fost cei doi în Dominicană, la cine s-au uitat oamenii? Nu la voi? Da, la noi. Tocmai acolo au văzut că nu le-am dat dreptate, că nu face Marinescu emisiunea. Cam e destul de clar. Toată săptămâna a fost destul de bună. De ce faceți asta? Că nu înțeleg. De ce faceți asta, Maria? Mariana? Dar ce fac, Alexandra? Vorbesc. De ce asta? Vorbesc. Că se vede din fața televizorului ca și cum Maria controlează toată lumea din această casă. Păi și voi de ce nu demonstrați contrariul? Da, nu mă interesează, domnișoara Cristina, dacă... Dar ce te interesează? Că te iau și așa. N-am venit niciodată să zic că totul se învârte în jurul meu sau chestii de genul. Dar de ce plângi? Nu plânge. Care este motivul pentru care tu plângi? Vă deranjează că ceilalți vă tachinează? Nu, domnișoara Cristina, toată lumea vede de acasă că Maria manipulează pe toată lumea pe aici. Asta este singurul motiv. Hai că manipulează. Bun, și atunci ea încearcă să dea pe toată lumea jos, să vorbească decât ea, să fie decât ea în centru atenției, ea și cu Marinescu. Și atât. Și am lăsat să fie ei pe acel ecran. Chiar am evitat lucrul ăsta pentru că nu se vrea să fie discutat în această casă. Dacă nu se vrea, nu se discută. Uite, nu vreau noi să putem discuta orice aici, după cum observați. Da, când veniți dumneavoastră, nicio problemă, dar ei sunt cei care, Maria și Marinescu, au o problemă cu Maria și Marinescu. Să-ți mai pun o întrebare. Cum crezi că s-a simțit ieri Andreea și Romeo exact. În momentul în care vorbeau și vi s-a dat vouă conexiune și tăceați din gură și nu vorbeați nimic? Dar ce vina am eu? Păi nu, nu. Care e vina mea? Zi-mi mie. Dar oamenii ăștia s-au simțit. Zi-mi mie, care e vina mea? Nu am zis că este vina ta. Păi dai, tu vorbești cu mine. Cum crezi? Vorbesc în general, dacă păi atunci vorbești în general, că nu sunt eu, nu controlez. Poate controlez tot aici eu. Nu ți-am zis doar ție. Vorbesc în general. Vorbiți prostii deja și nu mai știți. Băi, uite, vorbim și noi prostii. Alexandra, și suntem proști, nu avem creier, vorbești prostii. Alexandra, și tu crezi că cei de acasă cred despre Maria că ar controla totul? Doamna Cristina, sincer, pe mine nu mă interesează ce cred cei de acasă despre Maria sau ce spun despre Maria. Pe mine mă interesează că anumite persoane au putut să oprească anumite lucruri și n-au făcut-o la momentul potrivit. Și acum cine? Vin și încep să plângă. Plâng ca așa vreau eu, cam nu. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.